De fiecare dată când sărbătorim această sărbătoare, când începe să cântăm colinzi, ceva mă face să mă bucur. Poate amintindu-mi de clipele copilăriei când primeam cadouri și cu copiii, ne îndemneau învățătorii la școală duminicală, cântați cu bucurie. Nici nu știam de fapt ce cântăm sau ce facem, dar ne îndemneau, cântați cu bucurie. Și am învățat de când eram mici să cântăm cu bucurie, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a născut. Îmi amintesc de versurile pe care copiii le spuneau de ani de zile și spuneau într-o poezie: da, s-a născut un copilaș așa de bun și drăgălaș, cum n-a mai fost așa copil atât de blând și de umil. El a venit din cerul sfânt, trimis de Tatăl pe pământ, în umilire, de glorie s-a dezbrăcat, asupra-i firea ne-a luat. Îngeri coborâs din rai, pe al Betleemului plai, la păstor vestea le-au dus că li s-a născut Iisus. Pentru al slavei dar ceresc, cântă corul îngeresc, slavă sus în cerul sfânt, pace la noi pe pământ. Azi e mare sărbătoare, cerul cu a sa splendoare s-a coborât la noi jos, cu nașterea lui Hristos. Să-i cântăm cu mic, cu mare, Iisus ne-a adus salvare, a lui naștere să fie pentru noi o bucurie. Amin. Aș vrea să ne îndreptăm în cuvântul acesta după ce Domnul Iisus Hristos s-a născut și chiar înainte să se nască, aș vrea să vedem și partea cealaltă a monedei. Aș vrea să vedem că pentru ca această soluție deosebită pentru noi să poată fi pusă la dispoziție, Dumnezeu s-a luptat, a plănuit, a făcut profeții care s-au împlinit la literă și totodată și diavolul s-a luptat și a vrut cu cât posibil, dacă poate, să locuiască, să vină în lume. Și dacă vedem chiar aici în Matei, de la început, a încercat să lovească pe Iosif. Pe Iosif cumva cu îndoială. Maria a rămas însărcinată. Oamenii vorbeau când una și când alta. Iosif totuși se temea de Dumnezeu, zicea: măi, nu vreau să o las așa public, vreau să o las pe ascuns, pentru că mă tem că este infidelă. Diavolul lupta să-i strecoare îndoială în inima lui Iosif. Lupta să-i strecoare îndoială în inima Mariei. Cum se va face lucrul acesta? Lupta să facă planul când se va naște acest prunc, să-l omoare. Irod deja plănuise pas cu pas tactica, cum să fie înștiințat și ce să facă pas cu pas. Lupta să pună îndoială și în Zaharia, în toți, dacă putea să întoarcă planul lui Dumnezeu cu sus în jos și să-i pună pe toți să nu plinească nimic din ce este. Dar Dumnezeu întotdeauna își împlinește planul lui și folosește pe oamenii aceia care ascultă de el. Slăvit să fie numele lui. Pentru că Dumnezeu ne spune că nu suntem în necunoștință de planurile celui rău, trebuie să știm că așa cum atunci s-a luptat să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, și spune clar acolo în Matei, capitolul 2, cu versetul 13, adică textul de aici, cuvântul Domnului spune că Irod are să caute pruncul ca să-L omoare. Dumnezeu descoperă lucrurile acestea și ne descoperă și nouă în ziua de astăzi ce lupte sunt. Pentru ca planul lui Dumnezeu pe care îl are cu fiecare dintre noi să nu se împlinească. Și cu unii va reuși, iar cu alții nu va reuși. Pentru că ceea ce a făcut ca oamenii aceștia să fie salvați a fost ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit la fiecare dintre ei. La unii le-a vorbit într-un fel, la alții le-a vorbit în altul. Dar ascultarea aceasta de Dumnezeu a făcut pentru ei ca o zi de protecție. Atunci când ei au stat și au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, toate tacurile pe care cel rău și planurile cel rău le-a făcut să lovească în ei, n-au putut să le facă nimic. La fel se întâmplă și cu noi dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune cel rău și cu toate planurile lui, nu se ne poate ataca. Și nu se ne poate face nimic din ceea ce Dumnezeu nu vrea să ne facă. Dacă ne uităm la magi, erau puși în dilemă. Irod le-a dat cu precizie instrucțiuni ce să facă. Știau tot ce să facă. Și au avut un vis. Unul dintre ei probabil a avut o înștiințare. Acum stăteau în cumpără. Ce să facă? Să ascultăm de ceea ce am fost înștiințați? Sau să facem ceea ce trebuie să facem? Pentru că dacă nu, împăratul ăsta ne poate căuta și vai de viața noastră. Au ales să asculte de Dumnezeu și a fost bine pentru ei. Nu i-a atins Irod cu nimic. Iosif a căutat și a ales să se creadă Dumnezeu, cunoscând de fapt că Dumnezeu are un plan pentru el. Și Maria era sfântă și curată. Maria a putut să lase îndoiala și, acceptând cuvântul lui Dumnezeu, a primit mai departe planul lui Dumnezeu pentru ea. Iosif a ales să fugă spre Egipt atunci când a fost avertizat că moartea îl pândea pe Domnul Iisus Hristos.
Asta ne arată că Dumnezeu pregătește totdeauna o cale de scăpare. Cale de scăpare pentru fiecare om de pe pământul acesta este Domnul Iisus Hristos. El a venit ca să nu pierim. A venit ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Să nu piară, asta nu ne referim doar acum, într-un accident de mașină, doar așa, să fie, să nu se întâmple ceva rău acum, în câțiva ani, 20, 30, să referim la viitorul, destinul acesta veșnic, să nu pierim pentru veșnicie, în strânșne, în durere, în dezamăgire, o veșnicie întreagă. El a ales să piardă El slava și gloria, să se desprace de tot ceea ce a avut mai scump, ca noi să nu gustăm moartea veșnică, slăvit să fie noi. Dar așa cum am spus atunci, au fost planul pe care cel rău le-a țintit bine. Spre fiecare, le-a țintit spre Domnul Iisus, le-a țintit spre Maș, spre Iosif, spre Maria, le-a țintit spre fiecare, că poate nu putem să le vedem pe toate, dar a încercat, dacă putea să lovească în toate direcțiile, lovea în toate direcțiile. Numai să nu se împlinească promisiunile lui Dumnezeu, numai să nu se împlinească ceea ce Dumnezeu a stabilit. Și n-a reușit să facă nimic. Pentru că oamenii aceștia, călăuziți de Dumnezeu, au ascultat de El și Dumnezeu a vegheat să se împlinească ceea ce El a spus, slăvit să fie numele Lui. Astăzi, în ziua de astăzi, avem planul pe care cel rău le face. Le-a pregătit atât de bine și atât de inteligent în legislațiile care sunt actuale. Legislații care sunt făcute contra cuvântului lui Dumnezeu în mare proporție. Copii care diavolul vrea să fie lăsați de când sunt mici să aibă acces la mass media, să vadă ură, să vadă violența, să fie învățați cu asta, să vadă relații morale, să audă de lucruri pe care nici nu trebuie să le audă, să se murdărească copilăria lor. Încă de la grădiniță sunt lucruri dezastruoase și scârboase care se întâmplă aici, în România și în multe alte state ale lumii. Copiii aud de lucruri scârboase de care n-ar trebui să audă și n-ar trebui să se murdărească inima lor cu lucrurile acestea. Diavolul vrea să vegheze ca părinții să nu fie prezenți lângă copii. Copiii aceștia să fie puși în fața mijloacelor de mass media și să li se implementeze tot felul de idei și tot felul de lucruri, încât părinții să nu mai aibă niciun control. Să lase copiii de capul lor când sunt mici, iar când vor fi mari, vor face ceea ce au învățat când erau mici. Are diavolul grijă că dacă părinții sunt acasă lângă copii, să le fure inima încât părinții aceștia să fie atât de prinși pe site-uri și pe alte lucruri, încât cu multe motivații să poată să-și argumenteze faptul că sunt acasă, dar nu sunt acasă. Are diavolul grijă să lovească nu doar pe copii, și pe tineri, și pe adolescenți. Este la modă, mai ales în Quebec, dar și la noi, în România, de a avea de când ești mic blonz și cioane. Este foarte rușinos. Copii care încă sunt încă cruzi. Copii care n-au ajuns la o maturitate intelectuală. Copii care n-au ajuns la o maturitate fizică. Copii care n-au ajuns la o maturitate materială. Copii care n-au ajuns la o maturitate spirituală. Să intre în relații cu celălalt sex. Și ce să iasă de acolo? Iarăși un plan bine tălcuit. Ca copiii să cadă în capcane ale poftelor și ale păcatelor. Tineri sunt atât de pradă, sunt atât de prinși, pentru că diavolul știe, odată ce i-a legat cu ceva, odată ce i-a prins cu ceva, nu mai poate Dumnezeu să se facă slăvit și glorificat prin ei. Pot să cânte, pot să slujească, pot să facă tot ce vor. Odată ce îi prinde diavolul cu o anumită lucru, știe că e legat și nu mai are libertate să-L înalțe pe Dumnezeu. Nu mai are Dumnezeu libertate să se folosească în mod glorifian pentru numele Lui de acel tânăr sau tânără. Are diavolul grijă să dea la tine treaba asta, să se tot întorgoreșească cu întunericul. Dar trebuie să știm, se spunea în România, era un vechi proverb, spunea acolo: spune-mi cu cine te iei ca să-ți spun cine ești. Sunt între tinerii de astăzi tineri care au legătură cu diavolul, sataniști și tot felul de tineri care s-au mânjit cu lucruri care îi trag în jos și sunt legați și trag în jos. Și odată ce intru în legătură cu un astfel de tânăr, care este din lume, și îmi lasă inima prinsă în relații de prietenie, tânărul ăsta, ceea ce
va avea natural antenat pe prietenii lui este la destrăbălare, la consumul de substanțe care pe moment te face să fii euforic și după aceea îți distruge fizic trupul, îți distruge sistemul nervos și cazi într-o depresie de nu mai poți, te distruge și te leagă într-o dependență care te duce la moarte, pentru că organismul va fi atât de epuizat și supraexcitat încât până la urmă sistemul respirator cade și nu mai poți să respiri și mori. La asta se îndemne tinerii care sunt în lume. Pentru că în asta își găsesc plăcerea, nu cunosc pe Dumnezeu. Sunt tineri care ajung apoi bolnavi, legați și distruși. Și asta are de gând diavolul să pregătească pentru fiecare. Poate pentru tineri, poate chiar și pentru adulți. Să se înjuge la prietenii care de care mai ciudate cu oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului ne zice, nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Deci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Așa spunea cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt în 2 Corinteni 6 cu 14. Și mi-amintesc de o cântare din care pe mama mi-a cântat când era mic sau bunica. Mi-a mai rămas numai un singur vers și mi-a rămas amintirea acestei cântări. Ne cânta și spunea, o mamă spus fiului ei, seara la bal să nu te duci. Și atâta mai știu minte. Mi-ar fi plăcut să știu mai mult. Dar această mamă îndurerată a compus cântarea aceasta după ce tânărul ei a pierit. L-a învățat de când era mic. Că nu are ce să caute locuri de distracții, în banchete, în toate lucrurile unde stau oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și se destrăbălează, nu înalță pe Dumnezeu. Și tânărul acesta a ales să nu asculte de mama. A ales să facă ceea ce vrea el, doar el era independent. O trecuse probabil de 18 ani. Și tânărul acesta s-a dus acolo și în desmățul acela, și poate cu un pic de alcool sau nu știu ce se mai consumă acolo, inima a pulsat atât de repede încât s-a oprit și a murit. Și mama aceasta îndurerată, dorind să nu mai treacă și alți tineri pe aici, a compus această cântare. Și în cântarea aceasta, nu mai amintesc decât fracțiuni de cuvinte, descrie exact momentul în care el era așa de bine dispus și se destrăbăla și bănțuia și dansa acolo în mijlocul așa zisei bucurii când inima lui s-a. Asta este lume! Tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășerea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 1 Ioan 2 cu 16. Și asta încearcă diavolul să implementeze în viața tinerilor și nu doar în viața tinerilor. Să implementeze, dacă poate, în tot. Să implementeze în ochi, să implementeze în trup, să implementeze în suflet, să implementeze în minte, în vestimentație, în tot lumea aceasta să fie. Și atunci când Dumnezeu se uită la noi, în loc să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, să-L vadă chipul lumii și să-L privească cu bucurie și cu plăcere. Spunea Domnul Iisus, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Matei 6:23. La privire, la poftit ceea ce nu este îngăduit. Vă amintiți că Domnul Iisus a fost categoric, avertizând că este grav. Pentru că, de fapt, cei care nu au inima curată nu pot să ajungă sus în cer. Dar acum, în anul 2015, cred că s-a constatat și s-a dovedit științific că se întâmplă ceva. Într-adevăr, tinerii sau oamenii, mai mult bărbați, care se uită și privesc la lucruri murdare, ajung să aibă, s-a dovedit științific, vă pot da și numele celor care au studiat, asta nu sunt creștini, n-au nicio treabă cu creștinii, dar au studiat și au văzut că li se reduce capacitatea creierului. Adică, exact, lobul drept al creierului se diminuează și cortexul prefrontal. Adică, dacă bine mi amintesc de la lecțiile de anatomie, sunt lucrurile acolo unde poți să ai frână sau să nu ai frână. Se diminuează ceva din creier și absolut totul o să meargă mai rău. Și o să meargă mai rău. Și nu degeaba omul care se simte împovărat de păcate nu mai poate să slujească pe Dumnezeu cum Dumnezeu dorește. Și are nevoie de eliberare. Și are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Iar diavolul în vedere pe tineri pentru că sunt o mare putere de care Dumnezeu se poate folosi.
Și odată ce îi prinde, așa cum am zis, cu câte un gunoi de felul ăsta, sau ne prinde, tu ce știi că i-a terminat. Dacă poate să le strice și trupul în murdărie, în stricăciune și în alte lucruri, o faci. Să-și distrugă singur trupurile. Cu droguri, cu fumat, cu alcool, cu toate lucrurile. Dacă poate să-i prindă, le oferă numai un pic, nu lasă-i agață. Un pic de nevenire și ești prins și legat și numai mila așa al lui Dumnezeu te mai dezleagă. Dar au fost tineri care nu au fost dezlegați nici până astăzi, pentru că s-au jucat cu Dumnezeu. Și mă doare, cunosc un tânăr din familia noastră care, deși a cunoscut într-o anumită măsură pe Dumnezeu, nu a ascultat de el. Și a ajuns să cadă. A ajuns să